Bună, sunt Eliza din Asociația Young Initiative, iar astăzi o avem ca invitată pe Ana Marin Exulescu, care de peste 20 de ani este activă în sectorul neguvernamental și peste 9 ani a petrecut în poziții de management. Ana Maria are titlul de doctor în științe politice, este activist, pasionată de drepturile omului, de educație, sănătate și de locuire. Activează în aceste domenii și oferă asistență în planificare strategică, organizare, management organizațional și managementul voluntarilor. Trainer certificat, îi place să facă lucrurile altfel, să se refere la exemple concrete și consideră că schimbarea începe acum. Mai presus de orice, Ana Maria iubește oamenii și crede că cea mai bună investiție este în ei. Ana Maria este astăzi prezentă virtual alături de noi și ne va vorbi despre parteneriatele strategice. În acest sens, îi urez bun venit în conversația noastră și încep cu o primă întrebare despre acest domeniu. Cum ne este mai ușor să ne organizăm? Singuri sau într-o rețea? Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, este nouă ne este mai bine împreună. Ne este mai bine împreună nu neapărat în rețele formale, formalizate, ci mai degrabă în parteneriate. Și nu în parteneriate pe domenii de activitate specifice, ci domenii complementare. Dacă domeniul meu principal de activitate este educația copiilor și tinerilor, un bun partener ar fi un alt ONG care se ocupă de sănătate, dar și unul care se ocupă de piața muncii sau de drepturile omului. Deci în acest sens de complementaritate. Iar istoria recentă ne-a arătat că eforturile pe care le-au depus ONG-urile au avut succes pentru că au lucrat împreună. Mă refer la tot ce s-a întâmplat în timpul pandemiei de COVID-19. Nu ar fi reușit organizațiile neguvernamentale să ajungă în timp atât de scurt la atât de multe spitale la nivel național, dar și cu companii cu care poate nu avuseseră nimic de a face înainte de asta. Și asta ar trebui să rămânem din etapa de pandemie, că la greu ne-a fost mai ușor împreună. Și împreună vom putea să trecem și peste efectele acestei pandemii asupra vieții noastre economice și sociale. Și în afara unui context care a fost destul de colaborativ și care a îndemnat către identificarea de noi parteneri, în restul timpului, cum gestionăm rivalitățile din sector, având în vedere că până la urmă vorbim și de surse limitate de finanțare și fiecare își dorește să-și pună în practică inițiativele și ideile de proiecte? Este foarte clar că avem tot timpul tendința aceasta să considerăm că suntem într-o competiție pentru un parteneriat cu o companie sau pentru câștigarea unui grant atunci când depunem un proiect. Numai că dacă ne întoarcem să ne gândim de ce ne-am înființat, atunci când ne-am înființat, am făcut-o pentru că am identificat o nevoie specifică la nivelul comunității sau la nivelul societății. E bine, nevoia aceasta n-a dispărut. Asta înseamnă că e nevoie în continuare de noi, de ceea ce facem noi, organizația noastră, așa cum e nevoie și de ceilalți. De aceea parteneriatele pot să fie o soluție și în condițiile unor resurse limitate. Probabil că dacă ne ducem astăzi la o companie mare și propunem un tip de parteneriat, se poate să ne refuze. Dar dacă ne ducem 3 sau 4 organizații împreună, gândind activități care să fie complementare și să servească într-un mod complex un număr finit de beneficiari, există șansele să închegăm un proiect care să aibă mai mult sens, un impact mai mare și atunci există șansele să avem mai mare succes. Se poate întâmpla și când depunem un proiect pe fonduri publice, se poate întâmpla și când ne gândim să facem lucruri la nivelul comunității și să apelăm la donatori individuali. Înseamnă asta resurse mai puține pentru organizația noastră? Da. Dar asta ne duce la ideea de mai multe parteneriate.
Și în contextul acesta în care ne ducem către ceilalți, dezvoltăm aceste parteneriate, intervine inevitabil procesul de comunicare. Cum anume comunicăm cu ceilalți? Ce anume le transmitem? Există partea asta cenușăreasa tuturor organizațiilor neguvernamentale sau, mă rog, a majorității, pentru că noi în ONG-uri de obicei suntem, nu, 2-3 oameni. Și când să strângem fonduri, când să scriem proiecte, când să. Și comunicarea rămâne undeva la sfârșit. Dar dacă noi nu spunem ce facem și de ce facem asta, nu are nimeni cum să afle despre noi. Da? Și când comunicăm, noi ne gândim că comunicăm tuturor, dar nu putem să comunicăm tuturor în același fel. În special, dacă nu avem timp și nu avem resurse să comunicăm amplu, e bine să comunicăm în special despre câți bani am strâns și pe ce am cheltuit. Adică este foarte important. Asta ne ajută să ne putem întoarce la partenerii noștri și să cerem alți bani pe alte proiecte. Asta ne ajută să ne întoarcem către donatori individual și să le spunem ce am făcut cu banii lor. E foarte greu să te gândești că vei comunica către 100 de oameni care ți-au donat bani prin SMS. Dar dacă ai un newsletter care răspunde la întrebarea câți bani ai strâns și ce ai făcut cu ei și de ce ai făcut asta și nu altceva, atunci șansele ca acei oameni să mai dea și următorul SMS cresc. Este foarte important atunci când cerem bani, da, când comunicăm, solicităm bani, mesajele noastre să fie scurte, să fie concise, pentru că chiar dacă ni se pare că omenirea s-a oprit și a stat în loc, ea s-a trezit. Ne întoarcem treptat la ritmul nostru de lucru de dinainte de pandemie, așa că oamenii nu au timp să citească mult, nu au timp să citească tot, de aceea mesajele noastre trebuie să fie extrem de scurte. Ne întoarcem la viața noastră treptat de dinainte, de aia nu mai este ca înainte. Ne întoarcem cu toții diferiți, că suntem manager de mari companii sau manager de organizații neguvernamentale, avem mai multe griji, mai multe temeri, suntem cu toții vulnerabilizați. De aceea este foarte important să fim atenți la mesajele noastre. Ce cer, cum cer, chiar dacă situația în care noi ne aflăm este disperată, da? Mesajele trebuie să rămână cumva curate, echilibrate. Nu cerșim, nu vinuim, nu activăm pe nimeni dacă îl facem să se simtă vinovat sau mai responsabil decât ar trebui să fie. Da? Oamenii, în general, donează și când mă refer la oameni, mă refer și la persoanele în poziție cheie care decid către ce organizație se duc resursele din bugetul de CSR. Oamenii donează dacă se simt bine, dacă se simt util, dacă se simt parteneri egali în ceea ce se întâmplă, nu dacă se simt agasați și tracasați. Repet, oricât de disperată poate fi și va fi situația noastră ca organizație neguvernamentală. Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile oferite. Reținem ideea de parteneriat, e mai ușor și mai eficient până la urmă împreună. Și comunicarea aceasta curată pe care, și la obiect pe care ar trebui să o avem cu partenerii și cu donatorii noștri. Mulțumim încă o dată pentru prezența la acest interviu virtual. Cu plăcere!